Bună ziua, dragii mei prieteni! Sunt Zidana Ozacumna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt o rețetă bombă, fetelor, o rețetă miraculoasă, dată de la Dumnezeu, dragii mei prieteni. O rețetă pentru dureri de artrită reumatică, pentru dureri de picioare, dureri de mâini, dureri de spate, foarte important. Persoanele care le doare foarte mult genunchii, pentru dureri de călcâile, absolut pentru toate oasele noastre. Este o rețetă dată și luată de la un călugăr foarte înțelept, de la un om special pentru mine și eu am făcut-o astăzi un live în direct să vă arăt pas cu pas cum am făcut această minunată rețetă. O mai am pe canalul meu de YouTube, dar mai puțin video, fiindcă multe din voi mi-a dat o mulțime de întrebări. M-am sculat dimineața, deci aveam peste 100 ceva de întrebări pe Facebook și pe YouTube și pe toate site-urile mele. Dar astăzi vreau să vă arăt cum am făcut crema miraculoasă pentru dureri de picioare din eucalipt, renumita și buna noastră aloe vera. Această plantă este o plantă sacră și este o plantă care ne ajută foarte mult, la mai mult, chiar și la dureri de stomac și față și căderea părului și dinți și la față, de a avea un ten frumos și plăcut. Această plantă este miraculoasă. Și deci clar că iubitul nostru sacru, rozmarin. Știți care este rozmarinul? Voi puteți faceți într-o cantitate mai micuță. Eu am făcut asta într-o cantitate mai mare, că am făcut mai mult strâmbăt în țară la părinții mei. Părinții mei deja sunt bătrâni, soacra la fel, socru la fel. Și deci eu am făcut totul pas cu pas. Sunt mai multe feluri de eucalipt. Eu am pus astăzi de acestea, dar puteți spuneți eucalipt de care aveți voi. Uitați-vă pas cu pas. Dacă aveți persoane cu dureri de spate, picioare, transmitiți această rețetă să ajungă în tot globul pământesc, ca să fie toată lumea sănătoasă, nimeni să nu aibă boli, nimeni să nu simtă și înseamnă dureri de picioare sau de genunchi. Eu fac această rețetă des, dar și deși fiindcă eu am probleme la un genunchi, eu țin la borcanele așa, la frigider după ce se răcește. Mă ajut foarte bun, mult, mă ajut foarte bine, mă ajut peste tot, chiar și dacă mâinile sunt crăpate, dacă mâinile sunt de la detergent crăpate. Este miraculoasă, nu se face greu, numai că sunt câteva secrete. Dacă aveți pe cineva care are posibilitate să vă facă mai mult, cu siguranță, rugați să vă faceți. Vă rog, mă scrieți din ce țară sunteți, ca eu pe viitor să vă salut. Salut România! Doamne, câte mesaje am din România! Vă salut toate doamnelor frumoase! Salut de Republica Moldova, la fel! Italia, la fel! Am o mulțime de mesaje. Vă rog, scrieți-mă din ce țară mă vizionați ca să vă cuprind cu mult drag. Aveți grijă de voi, Zidana Ozacumna. Pe canalul meu de YouTube mai sunt câteva rețete de acestea sănătoase, naturistice, fără cheltui mulți bani, fără a de plăti mulți bani ori de cumpăra multe medicamente din farmacii. Noi suntem într-o pandemie așa mai... Ne-a apucat o pandemie și mai grămădim ceva bănuți la noi în punguță. Nu trebuie să cheltuim mulți bani. Așa, pe canalul meu de YouTube, cu siguranță, dacă te abonezi, vei avea multe, multe cremuri naturale, multe medicamente naturale, chiar și supozitorii vaginale din cocos, din ulei de cocos pentru doamne care sunt răcite. Rețeta următoare este un ulei din jasmin pentru bebeluș. Voi face un ulei mirositor, această plantă este jasmin. Voi face pentru bebeluș, pentru masaj, pentru toată lumea. Deci eu vă doresc sănătate, aveți grijă cu voi. Mă întrebați dacă acest crem sau acest ungent puteți să-l dați la copii. Dacă are natural absolut tot, are miraculoasă aloie, are eucaliptul, are rozmarin, are ulei de cocos. Deci este nemaipomenită de bun. Încearcă să vezi cum îți trece durerea de genunchi,
de genunchi sau de oasă sau unde ai tu durere sau chiar de spate, mai ales pentru persoanele vârsta 2, 3, 4. Este perfect. Această cremă se vinde în mănăstiri, dar nu în toate mănăstirile, că ele nu vor să spună secretul și rețeta cum se face. Eu vând. Mă rog, asta e viața. Sănătate, aveți grijă cu voi, cu voi a fost Zidana, la mulți ani. Priviți-mă, abonați-vă pe canalul meu de YouTube, acolo sunt o mulțime de rețete ușoare, naturalistice. Chiar și slăbești 4-5 kg pe săptămână. La mulți ani, aveți grijă de voi. Fetelor, eu încep de la început, mă scuzați, s-a întrerupt live-ul, hai să începem de la început. Eu pe urmă văd cum fac și ce fac. Bună ziua încă o dată, pentru cine nu m-a văzut. Astăzi vreau să vă arăt ceva foarte interesant. O rețetă de milioane. Eu astăzi vreau să fac cu voi aici cremă pentru dureri de mâini. Ia uitați-vă, eu am aici o cremă foarte interesantă care ajută la artrit reumatic. Eu am mai făcut această rețetă. Eu am postat-o pe canalul meu de YouTube, dar la ea am avut foarte multe întrebări. Dacă se închide live-ul, eu îmi cer iertare, găsesc o ieșire din situație și intru din nou. Deja nici telefoanele nu ne mai suportă. Așa, eu am aici o minunăție de cremă ales pentru persoanele care suferă cu artrită reumatică sau osteohondroză sau, să zicem așa, mai țărănește, dureri de genunchi, dureri de spate, dureri de mâini, umeri, coate. Este foarte important când noi ne simțim bine, noi ne simțim sănătoși. Dar câteodată noi suntem foarte obosiți, corpul nostru este foarte obosit și la noi apar durerile, mai ales dacă avem a doua sau a treia vârstă. Așa, eu astăzi aici am să fac repede, nu mai iau mult timp, o cremă foarte bună pentru dureri de spate, picioare, mâini. Ce am eu nevoie aici? Eu mai întâi am aici, eu mai cer încă o dată scuză că live-ul s-a stâns, dar totuși dacă se stânge noi intrăm din nou. Fetelor, eu am aici undeva jumate de kilogram, ori poate să zic un kilogram, așa că eu am să mai tai să mai pun o bucată de ceară naturală. Eu nu am stup de albin, dar eu cumpăr lumnare într-așa mod. Ia uitați, este lumnare, da? Care e arde, la noi se mai numește făclii, care e arde în biserică. Este foarte important ceara să fie naturală făcută de albini. Foarte important, fiindcă ceara ajută la durerea de oasă. Ea este foarte bună, mai ales persoanele care au dureri foarte mari de oasă, 2-3 kg de ceară, o topești într-așa mod, la baie Maria, ia uitați-vă, da? Într-așa mod, apoi după ce srășește această ceară, noi băgăm mâinile, dacă avem dureri din cheituri, dacă avem dureri de oasă, noi băgăm mâinile, apoi le scoatem în ceară, le băgăm, le scoatem, este o terapie foarte bună pentru durerile din cheituri. Dacă ai dureri din cheituri jos la picioare, la fel procedezi așa. Dacă ai dureri de oasă la genunchi, la fel. Iei ceara, pui pe genunchi și este o terapie foarte bună și un medic foarte bun. Dar eu astăzi fac o cremă foarte bună. Eu am mai făcut această cremă, cum v-am spus, dar am avut la ea foarte multe întrebări. Această cremă este făcută natural, nu are nimic alergie și pentru persoanele care au dureri de încheituri, orice încheituri, orice dureri de oas. Ce am eu aici? Jumate de kilogram de ceară sau un kilogram. Dacă faceți mai mult pentru mama, pentru tata, pentru cine vreți, voi puneți un kilogram de ceară de albin. Nu știm că ceara este foarte bună, mai ales la 100 de grame de ceară, nu știu cum, 8.000 de albini ca să facă ceară. Și mai am eu aici. Eu am aici undeva, 6, ca să înțelegem așa, punem așa, 600 de grame de ceară, 600 de grame de ulei de măsline. Dacă puneți un kilogram de ceară, atunci adăugați un kilogram de ulei de măsline.
Ați mă întrebat, Zidana, pot spune ulei de floarea soarelui? Nu, această rețetă este pentru oasă, pentru artrită și îi ajută foarte bine. Uleiul de măsline ajută foarte bine la durerea de oasă. Eu am aici cam 150 mg de ulei de cocos. Eu l-am încălzit puțin. Așa. Hai să-l scot tot. Uleiul de cocos se găsește în orice magazin. Dar, dacă pentru cineva este scump, eu cu siguranță săptămâna asta masterului să vă arăt cum fac eu uleiul de cocos în casă. Se face foarte repede, se face, nu are multe probleme, nu are multe indicii acolo de făcut, nu este mult de muncă. Așa. Și mai am eu aici, foarte important, am aloe vera. Așa, asta este aloe vera a mea. Puteți spuneți orice aloe care aveți. Adică noi scoatem dintr-însa băboasa sau gelul. Aici, eu vă arăt imediat. Eu am scos ca să nu vă iau mult timp. Ia uitați-vă, da? Cum scot eu aloe vera? Și ce fac eu? Eu o iau o frunză, așa, și tai spinii. Într-așa mod, încet. Așa. Tai frunza în două. Eu la această rețetă de ce am vrut să fac ca să vedeți online? Fiindcă am avut atâtea întrebări, mă ascult dimineața câte 100-130 ceva de întrebări la această cremă. Așa, și așa eu scot toată băboasa mea din aloe vera. Încă o chestie foarte interesantă. Live-ul va rămâne ca să vedeți pe viitor cu o chestie foarte interesantă. Deci eu am scos deja aloea, ia vedeți, eu am scos-o. De această frunză eu nu le arunc deloc, dar știți de ce? Că sunt foarte bune pentru pietele, pentru corp. Piete pe față, piete pe mâini, pe spinare. Eu fac în așa mod. Până când eu scot absolut tot gelul din aloie, din frunză. Dacă am probleme pe picioare, dacă am probleme pe burtă, pe spinare, ori dacă copiii au, ori dacă soțul au, el este foarte bun. Deci, care v-a rămas această aloie, da, care eu am scos-o, nu aruncați. Nici într-o cască este foarte bună. Mai este bună, știți, pentru căderea părurilor, cine are mătreață. La fel, luați frunza, că mai este aici încă rămas gel și faceți un masaj în cap, peste păr, apoi stați 20-30 minute și spalați capul cu apă călduță. Deci, ați înțeles care este aloe. Eu am norocul ca să am mult aloe. Eu aloe foarte mult folosesc în casă pentru diferite cremuri, pentru copii. Dacă cineva mă roagă și este aproape de mine, eu am posibilitatea să-i fac și este foarte bine. Am o chestie foarte interesantă. Aici este eucaliptul. Eucaliptul puteți să-l puneți și uscat, puteți să-l puneți și proaspăt, de care aveți. Sunt vreo 2-3 feluri de eucalipt. Așa, eu am aici deja gătit ca să nu vă iau mult timp. Așa, ia vedeți, puteți puneți orice eucalipt care aveți voi, care îl aveți aproape. Mă întrebați încă unde puteți să găsesc acest eucalipt. Acest eucalipt se găsește în farmacie uscat, dar se găsește și la decorurile de flori. Știm multe persoane, când noi cumpărăm ungente sau cremuri pentru dureri de picioare, sunt multe cremuri care, de exemplu, noi ne dăm pe piele genunchi și el lasă rieci, parcă ți-e frig de la el. Înseamnă că de la eucalipt, că are eucalipt. Această miraculoasă plantă, el este un copac, el nu este plantă, el crește foarte mare, dar este nemaipomenit de bun, mai ales pentru durerile din oasă, ori de picioare, ori... Mai lăsați câte un mesaj dacă sunteți aici să văd dacă se aude bine. Așa.
Și am aici aloia mea veră. Eu am undeva cam, că eu am fac mai multă astăzi, da? Să trămăt și în țară. Și eu am aici aloia mea veră, cum v-am explicat că eu o scot. Încă o chestie foarte, foarte bună, am aici sfântul rozmarin. Știți care este rozmarin, se mai numește și alecrin. Ia câtă, el are o floare la moment, el acum în luna lui februarie, el înfloriește, ia uitați-vă, da? Are flori albastre, florile lui sunt foarte bune, florile lui sunt foarte de leac și tămăduitoare. Așa, eu fac, eu am așa, așa, ia uitați-vă, da? Și așa, eu am rupt de afară 3-4 ramuri bune. La fel, eu scot din trânsa toate frunzulelele, toate acele și foarte important floricirile. Dacă el are floriciri, este perfect. Florile este albastre, au un miros foarte plăcut, au un miros foarte bun. Eu așa le scot și toate. Și practic, dacă sincer, crema mea este gata. Numai că eu trebuie să o las ca el să topească absolut tot. Mai tai din aloie, mai tai din eucalipt, mai scot frunze din eucalipt, din rozmarin și topesc toată ceara mea. O las așa, ca ea să topească, ce sunt toate prioritățile ele bune în ulei, în ceară. El nu scoate greu, dacă sincer, numai că, așa, ia uitați, vedeți cât de repede s-a scos. Așa, miroase foarte plăcut și e foarte bun. Fetelor, acest minunat crem, mi-a dat această rețetă un călugăr. Eu v-am mai spus când am făcut încă un video, când l-am postat pe canalul meu de YouTube. Dar credeți-mi că este atât de bună, atât de miraculoasă și cu siguranță trece toate durerile de oas sau de artrițe, mi-a zis și așa. Multă lume să mă întrebe, Zidana, eu nu găsesc aloi, Zidana, eu nu găsesc ulei de cocos. Așa, aloia, puteți să o creșteți singur. Eu am norocul să o am afară, dar aloia se găsește în diferite magazine și dumneavoastră o luați singură. Dacă aveți o plantă de aloie, o creșteți mai mare și atunci faceți absolut toate rețetele cu ele. Așa. Ia uitați-vă cum o scot eu. Ia. Asta este foarte important, mai ales pentru persoanele care au alergii. Așa, aceste sfaturi sunt foarte bune. Aceste sfaturi sunt miraculoase, care eu vă le dau. Și sunt naturale. N-ai cum de la dânsa să ai alergii. Ei să mă întreb, Zidana, dar eu am un băițel de 2-3 ani care are probleme cu picioarele și merge mai greu. Poți să dai, poți să dai, că ceara de albin nu face nimic, numai dacă poți să ai o alergie de la o plantă de aici, dar nu cred că să ai alergii de la așa plant. Noi trebuie toată consistența noastră să o lăsăm să topească. Foarte bine, foarte bine. Apoi, vă dăm cu blenderul. Am aici un blender. Eu voi folosi acest blender după ce este gata. Și voi farma când este gata, dau aragazul mai tare ca să topească bine. Dacă este nevoie, deci voi stricura o pinsâtă. Dacă nu este nevoie, eu deci nu voi stricura o pinsâtă. Dar totuși eu prefer numai ca să o fărâm la urmă, după ce este absolut totul topit. Eu prefer că s-o bat cu blenderul, apoi s-o las așa, să nu stricor. Fiindcă le sfărâm toate prioritățile, toate vitaminele și le rămân aici. Foarte bună. Așa. Eu mai pun rozmarin.
Așa, ia uitați-vă, rozmarinul. Rozmarinul are atâtea beneficii și cu dânsul să spui stop durerii de spate și căderea părului, la fel. Ia uitați-vă, da? După ce absolut toată ceara mea este gata, eu mă las topească foarte bine, trebuie să fie foarte limpide și frumoase. Pur și simplu eu vă fac video și mai tai din trânsul ca să nu vă iau mult timp. Așa, la noi deja este primăvară, la voi este februarie, la voi este frig, dar la noi deja este primăvară și eu am aici o chestie foarte interesantă. Azi am fost și am luat-o. Știți și asta, da? Cunoașteți că și plantă este aceasta. La noi deja ea este verde. În multe părți o numesc patlajină. În multe părți o numesc gălbinele, dar ea nu este gălbinele. Uitați-vă, eu cu dânsa cu această plantă, dacă știți, vă rog, înscriți cum o numește. Eu știu, dar vreau să văd dacă știți cum se numește. Cine știe cum se numește această plantă? Este foarte bună pentru stomac și pentru ficat. Nemaipomenită, această plantă ajută pentru ficat. Știi cineva și nici, că suntem mulți persoane, știi cineva și plantă este asta? Ia uitați-vă, ea înflorește galben. Hai, ajutați-mă și spuneți cum se numește, eu știu cum se numește. Ea ajută foarte bine la durerile de stomac și la durerile de ficat. Dau mai încet, că a început să fiarbă tare. Așa, mai am o chestie și am bună, găsiți și la mine deja ele au crescut, la noi nu există iarnă și este primăvară, da, găsi, asta este urzic, da, este urzic mai bătrână, dar este foarte bună pentru păr, mai ales pentru părul blond. Cine întotdeauna îți vopsește părul blond, cine are pasiunea de a vopsi părul blond, dacă faci o infuzie cu urzică și cu rozmarin, ia câtele, rozmarin, și speli capul, este foarte bun și îți întărești părul. Perfect este. Da, deci asta la mine este pătlagină. Da, la noi deja este vară, la noi deja ele sunt și eu am să le tai, să mănânc și salată, dacă cinstit, ele se vând și în magazin să mănânc salat, să mănânc crud. Dar eu nu am mâncat, eu o folosesc la dureri de stomac. Știți cum o folosesc? Într-un borcanier micuț, eu adaug miere de albini și adaug florile de păpădii sau de patlajin, cum vreți voi să le spuneți. Cineva se confrunte cu mine că eu îi zic păpădii, cineva poate să-mi zic că e patlajin, cineva poate să-i zic că gălbinele, dar eu știu precis că este păpădie. Păpădie, după și susucă, e face așa un puf alb și apoi zboară. El este foarte bună pentru căderea părului, nemaipomenită. Fetelor, astăzi la mine internetul ori e slab, ori probleme am, ori nu știu și, dar asta a fost secretul meu care eu am vrut să vă spun. Cum am făcut eu crema mea pentru picioare. Crema mea eu o las aici undeva 30 de minute. Eu o las să topească bine. Eu o las ca să intre toate plantele în ceară, în uleiul de cocos, în uleiul de măsline. Las să topească foarte bine, undeva poate și 30 de minute, 40 de minute. Apoi o dau cu blenderul. Așa, încă o chestie am vrut eu să vă spun. Ha, dacă aveți mai mult aloie, cu siguranță adăugați mai mult aloie. Eu voi adăuga, dar fiindcă eu nu vreau să vă fac live-ul, că nu vreau să vă țin multe și internetul e slab și să nu cadă internetul și live-ul meu, eu voi adăuga, voi face tot video și îl voi posta pe YouTube. Apoi vă arăt cum s-a primit crema mea și cu motor la borcanele de sticlă. Nici într-un caz nu o turnați la borcanele de plastic. Dacă mă întrebați, Dana, pot să stopesc ceara mea la microunde? Nu.
Nici într-un caz, fiindcă microunda are radiațiile ei și omoară fărâmă tot timp prioritățile bune. Eu, dacă cinstit, eu nu am microundă în casă. Așa, deci, am avut ceară aici, am avut rozmarin aici eu astăzi, am avut sfânta aloi care o am, care facem noi diferite măști. Eu cred foarte multe în toate măștile naturale și pentru față și pentru copii și pentru dureri de stomac și pentru dureri de ficat, chiar și pentru intestini. Eu cred foarte multe într-această minunată plantă. Eu cred foarte mult într-această minunată plantă care este rozmarin. Ea are miros de tămâie, ea are un miros foarte plăcut. Așa. Și chiar de eucalipt. Totul asta vă face această crem sau ungent pentru dureri de picioare sau de oasă. Așa. Eu vă las, nu vă iau mult timp. Mai scurt, ne-am înțeles că este foarte ușor de făcut, da? Eu aștept ca să topească toată ceara mea absolut toată, apoi o dau cu blenderul foarte bine și o pun la borcanel. Și când ea este gata, noi ungem absolut peste tot, unde ai tu durere. E că așa arată crema mea de dureri de picioare. Este foarte bună, credeți-mă, este miraculoasă de bună. Mai am aici o chestie, dacă știți că și este, tot astăzi am fost și am adus-o. În multe părți se numește jasmin, ea este proaspătă, uitați-vă, da? În multe părți se numește jasmin, dar miroase atât de bine, foarte bine. În multe părți se numește gurița Maicii Domnului, dar în alte părți, nu știu, în alte țări poate se numească altă denumire. Această plantă este pentru uleiuri, pentru copii, pentru dureri de oasă. La fel cum o facem, îi culegem toate florișelele care un parfum nemaipomenit de bun și frunzele la fel, lăsăm numai ramul, nu trebuie că el este tare, îl punem la borcanel, peste el punem ori ulei de cocos, ori ulei de dovleac, ori ulei de măslin și îmi punem la baie Maria, așa punem, lăsăm undeva 30 de minute, apoi se face uleiul măiculiței Domnului, așa se numește, și ungem piciorușile la copii când dau durere, ori chiar și nouă, ori pe gât, ori pe spate, deseori după spate, după gât avem dureri foarte mari. Deci eu nu vă iau mult timp, cu voi a fost Zidana, eu voi face video până la sfârșit, îl filmez și vă arăt. Vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, iubiți-vă, mâncați sănătos, cât mai bine că noi să fim femeile frumoase. Noi să fim, să arătăm bine, noi să fim bine, adică să arătăm bine, să fim puternici. Nu și așa suntem femeile puternici. Așa, uitați-vă, crema mea, dar o las să răcească. Clar că dacă s-o las totuși până la urmă, mie trebuie să filmez două ore aici cu voi să vă explic. Dar nu are rost, eu v-am arătat absolut cât de ușor de făcut, că am avut multe întrebări, săptămâna asta am făcut-o. Eu adaug, deci tot rozmarinul meu, toată aloie, că să nu vă iau mult timp, da, și amestec și vă las cu voi bună sănătate. Cu voi a fost Zidana, mai departe eu vă arăt cum am făcut, vă postez pe pagina mea sau pe YouTube, urmăriți-mă unde vreți, eu vă postez cum am făcut eu crema mea de rozmarin. Dacă ai bunică, dacă ai bunel, dacă ai soră cu probleme, cu oasele, cu artrita, cu reumatism se mai numește, vă las, ceau, ceau, sănătate, aveți grijă de voi și iubiți-vă. Deci noi zbatem crema când ea este caldă, fierbinte, încet. Formăm tot crema noastră. Crema sau ungientul.
Și deci eu, crema mea, o adaug la borcanele. Borcanele de sticlă. Las puțin loc, că la urmă au rămas plantele noastre. Eu o să adaug și plantele noastre. Așa procedez și am toate borcanele. Deci crema mea este gata. Eu o păstrez la frigider până când o trimit la maica mea în țară, la maica mea, la soacră mea, la sora mea, la prietena mea. Și vă doresc sănătate, aveți grijă de voi.